Da, Natalia, înregistrăm pentru internet. Ce s-a întâmplat la Bălți? Bună seara, mă numesc Natalia Cerva, sunt președintele Asociației Obștești Dreptul de Fi de 13 ani. Asociația lucrează foarte activ. Noi avem peste 2000 de beneficiari care permanent noi îi ajutăm. Acum construim un centru multifuncțional cu plasament temporar, tip Respiro. Pentru persoane cu dizabilități sau... Pentru persoane cu dizabilități, da, diferite categorii și vârste. Noi Țin minte că am avem. mai avut colaborări, am fost cu voi pe la evenimente publice, pe la spitalul celălalt de psihiatrie de la Bălți, nu? În Chișinău ați Da. protestat, de mult ne cunoaștem. Da, noi ne cunoaștem foarte de mult. Noi acum avem și dansuri pe cărucioare și avem spectacol pentru copii cu dizabilități, chiar spectacol. La fiecare copilaș e alcătuit individual rolul. Și avem foarte multe activități făcute în centru, în cadrul centrului, da? Așa s-ar spune, da? Da, Cum da, să... da. La sede sau la sede închiriate. Dar povestește ce s-a întâmplat rău, că de asta vorbești la cameră acum. Da, vorbesc la cameră că noi în august am găsit o persoană care face evenimente, care conduce evenimente, sau cum s-ar mai spune, o cheamă doamna Alexandra Niță, mai are a doilea familie, am uitat cum. Mi s-a spus că are două familii și am rugat-o ca să facem un concert de binefacere pentru colectarea finanțelor, să meargă construcția mai departe, Pentru să centrul fie ăsta mai... multifuncțional, Da, de sediul al organizației. da, Ok. pentru că noi, nivelul, nu, primul etaj este gata. Chiar și ne ocupăm de în centru, dar a doilea etaj încă trebuie definițat. Am avut mari planuri, chiar și le avem, nu zic că le-am avut. Și am rugat-o ca să organizăm un concert de binefacere. Așa și a fost. S-a decis, a venit la noi în oficiu. Și a întrebat ce trebuie să facă. Oi, mai scurt, ea s-a gândit cum ar fi show-ul ăsta. Ea a vorbit cu unul cu altul cum ar fi mai bine de făcut concertul ăsta. Deci De pricepe bine la show, nu degeaba ați apelat la ea. Da. Ok. Da. Și De spectacolul a show fost adresa bun? s-au S-au primit adunat subvenții. bani? S-au adunat din spusele ei, că așa și noi n-am văzut, n-am socotit, N-ați numărat? n-am numărat, nu, pentru că am ajuns până la final, și m-a scos pe scenă, mi-a dat coroabă cu m-a minat coroabă cu bani, a spus că asta e pentru dreptul de a fi și peste jumătate de oră a venit și a spus că să iei că să socotim toți împreună ca atare și așa și a ieșeză. Cum? A S-a... dispărut tot cu bani? Da, a dispărut cu tot cu bani. Oho. Da, și a doua zi ea a pus un fel de dare de seamă că mulțumim la toți că ea că s-a colectat aceeași sumă de 120.600 și plus Pavlodarul trebuie să ne dea niște materiale de construcție și o firmă de mobilă trebuie să ne ajute să facem niște mobilă la doilea etaj.
Dar Pavlodarul ce e, vreo firmă de acolo din Bălți, nu? Firmă de, da, materiale de construcție. Da, dar iarăși să nu fost neștiut pe noi, eu cred că numai făceau ei așa gest mare, de atâta că mulți ne știu pe noi. Concertul unde a fost în prezident. E o sală de Yes. concert sau ce acolo? Este o sieți, ca O o rețea de magazine sau ce? rețea, da, o rețea de restaurante, de Joi. nunți, de făcut nu, de case de nunți, Nu de știu, așa. bravo. Bun, și Noi dacă cu au dispărut cu banii și după aceea au zis că s-au adunat 120.000, ce au făcut cu ei? ea a spus că nu ne dă de atâta că în asociație sunt niște mai scurt borți, nu știu de unde au luat ei și mai scurt a să mă manipuleze cu mine cineva și a să-mi iei banii. Dar toată lumea întreabă ce am făcut cu banii, de atâta că dacă au văzut de mulți au văzut că au fost transmis în public Că mie. i-ați luat în brațe cu cheia cu donații. Da, desigur, eu Bun, de-am. și v-ați adresat la organe, că înțeleg că e Da. scrocherie, e o faptă penală. Da, ne-am adresat la organe și domnul care A examinat plângerea voastră? da, care A închetat cazul? a pornit cazul, a spus că trebuie pe mine să fac un de stat dosar penal, de atât că e și să-mi dai banii mie. Eu o strâns pentru copii. Și o fost, eu i-am dat întrebarea, pentru copii care, a cui? Pentru copii asociației, pentru că eu, într-adevăr, foarte mult i-am ajutat în organizarea concertului. Eu am vorbit cu părinții, eu am adus copilașii la repetiții, eu am făcut repetiții cu copilașii, eu i-am îmbrăcat, eu i-am. Dar ea în ce calitate a organizat concertul și ala? Ca PRL, organizator de evenimente sau ca persoană fizică? Organizator de evenimente. Deci e o persoană fizică, da? Da, e persoană fizică, da, e Și-a luat bani face. și poliția nu a zis nimic. A zis că e bun așa. Nu, a Da, făcut concert de e. caritate și i-au luat bani. Da, a spus că așa e normal. Și ce e interesant, pentru că până acum se acumulează bani. Până Cum? acum se colectează pe asociația noastră bani. Pentru Păi că. cum? Nu vine pe contul asociației? Nu, desigur nu. O Dar de fost ce? pe cont. Tetul a fost pe contul ei, eu nu știu. Eu cred, domnul Oleg, eu cred că și eu sunt gros de vină. Da, noi am dat conturile bancare ale asociației, dar ei nu le-au pus, dar eu dacă nu am. Nu m-am uitat, nu m-am rugat pe cineva să-mi spui și cum și este ea, și conturi acolo, înseamnă că, da, au fost, cred că, plănuit dinainte, pentru că, știți cum s-a primit chiar și, că când o colectat finanțe și pentru mine, că a fost ziua mea și că când pentru mine că să-mi facă dinți, da, tipa. Și ne-au dat certificatul gol, tot. Asta a fost plănuit foarte, foarte ca o mașeniță, ca o. Un escroc, da, pe mine mai puțin mă interesează problema ei, mă interesează de ce poliția nu a făcut nimic și de ce o acoperă poliția. Are ceva de câștigat din asta? Eu Sau cred că totul da. ilegal în cazul ei? Da, eu cred că da, pentru că eu la domnul polițist, la domnul Denis, i-am spus că domnul Denis nu este corect cum investigați, de atâta că în decembrie este cec, etichet pe bilete, că eu scos bilete.
Eu zic că, domnule Dinis, pe data de 16 a fost concertul. Aia asta până pe data de 16 au trebuit să fie etichetul ăsta. Nu trebuia să fie în decembrie. Eu ți-o dat ție mie și de lei să chemă tăvot. Dar 16 cât? Evenimentul când a fost? Nu 16 decembrie? 16 octombrie. A, în octombrie. Și atunci da. Ce au mai folosit bilete și au mai vândut pentru un eveniment care nu a mai avut loc sau cum? Nu, eu cred că cât eu am rugat să fac darea de seamă, pentru că a fost, eu în public am rugat-o să facă darea de seamă, să spui cât s-a colectat, pe ce cont au fost colectate finanțele, pe ce, câte bilete au fost vândute, câte bilete au rămas și așa mai departe. Dacă tu ești așa de cinstită, pentru că ne-a făcut pe noi, că noi avem ceva datorii, ceva, dar nu știu de unde prostie e asta, dar deci noi, la asociația dreptul de a fi n-a venit niciun ban de la concertul celor din Ucraina? Niciun ban. Și nici nu știți cât s-a adunat. O declarat 120, promisiune. O declarat 120, nu, domnule Oleg, după mare, mare scandal, a fost pe data de 8 decembrie, de pe data de 16. Până pe data de 8 decembrie nu a fost nimic. Pe data de 8 decembrie au fost, fost transferați 58.900 pe cont. Ele acum sunt. 58.900. A, deci jumătate din bani aproape. Sau da, cum? Da. Jumătate din banii colectați au fost transferați pe cont. A, deci nu chiar e scrocherie, dar așa, o mică mânărie. Da, pentru că a început lumea, e doar e persoană publică și a început lumea scrie mai scurt diferite ea. Și s-a făcut rușine. Că n-are rușine la obraz, că e pe așa copii să îmbogățești și așa mai departe. Și totuși a făcut transfer pe, de 58.900 și a spus că știți, asta e mai mult decât eu trebuie să... Dar n-ați avut o înțelegere cât bani vă vezi din ce am avut, eu am vrut ca legal să e după statut, noi puteam, trebuiam ca pe lucru ea care l-a și făcut e de pildă, 20-30% din suma colectată, tot legal. E pe minim o... nu ți-i rușine la obraz. Adică e puțin 20-30%. O lecție, tu trebuie să ai soviste. Și m-a rușinat și eu de-am fi spus. Dacă așa... Ești rușinoasă, da. Da, sunt rușinoasă. Punem dar pont. Firmele cele care de construcție au promis că dau materiale? Da. Pavladaru a dat țin de cuvânt, da? De construcții, deci firma. Continuați construcția, dar nu o să mai colaborați cu NEC. Sunteți dezamăgiți de prestația poliției. Da, desigur. Noi cum fără dânsa am construit, că a fost colectare de finanțe și ne strângeam toți pe de pildă unde s-o, cât de târziu era, cât de târziu se termina concertele, toți să... s-o coteau bani, spuneau în public cât bani s-au strâns și unde au să fie destinați, unde au să fie cheltuiți, unde... Dar aici așa ceva nu a fost. A fost o mare... Da. Și încă una e scris în 120.600 toate lunile este cât este... că belceanii patruceaiuță, izboră, săbiraiuță. Și mai departe merg colectări de finanțe pe asociație. Cu numele asociației, dar contul ei. Da, 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 desigur. Dar cu mai mult decât atât, că eu am rugat-o încă o dată, de mai multe ori, în public, ca să nu folosească logotipul nostru, să nu folosească copiii cu dizabilități, să nu fie folosit denumirea asociației și așa mai departe. Păi și unde le folosești? Site-ul ei sau pe rețele da, sociale? Este, da.
Pe rețelele de socializare, da, pe TikTok, pe YouTube, pe toate, părinții văd și sunt foarte, foarte of, Se revoltați, da, că de ce da, speculează cu suferința lor? Pentru că chiar o mămică i-a spus, tu ce, strângi bani pe copilul meu, eu te rog frumos, oprește, chiar tot așa, în public, oprește toate rolișele care le-ai făcut, care este ea, pentru că nu-i corect așa. Tu te îmbogățești, dar copilul meu îl rușinez, pentru că e, da, cu o dizabilitate și încă e dizabilitate severă. Am înțeles, Natalia, situația, am înregistrat. Mulțumesc pentru încredere. Îmi pare rău pentru reacția poliției, dar aveți posibilitate să contestați ce decizie a dat poliția? Nu există, știu, ordonanță de începere, de încetare, urmăriri penale ca să o poți contesta. Ei v-au răspuns? Nu, este domnul scris că noi putem să dăm o judecată, dar judecata în ziua de azi, știți cum e, în mod civil și să se întindă iar 50-20 de ani și nu are rost, eu cred că de atâta că... Nu, noi nu vrem să cedăm, noi vrem să ne ducem mai departe, nu știu, să facem un demers la procuratură, să facem un, nu știu, să vedem. Ne străduim pentru că părinții nu sunt de acord cu ceea ce a dat poliția, că ea are dreptul. E venit o persoană în deopște, nu-i nimeni asociație, nu are Ea nu-i nimic cu membră în asociația. asociația dumneavoastră. Ea nu știe, a? Nu-i membră în asociație. Nu, 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 nu. Ea nu știe specifica asociației, de pildă, nu știe, dar nu știe specifica persoanelor cu dizabilități. Păi asta iarăși eu, bun, iar eu venit și dus, au rugat-o Nu știu de ce ați apelat la ea. Eu cred că găseați un moderator sau un organizator mai prietenos cu dumneavoastră. Da, găsim. Eu De-am pe am. viitor o să vă limitați, o să vă întindeți cât vă ține plapuma. Eu m-am înțeles cu doamna Tarnovska, Olga. E foarte cinstită femeie, da, eu mai făcut așa concerte și numai odată, dar tamam în timpul ce sunt îmbolnăvit. Și mi-a spus o persoană, da, ia că e taman așa că Olga face doamna Niță. Am înțeles. A Am fost o căzut pe ce recomandare greșită. Da, și în primul rând e foarte greșit. Într-al doilea rând, eu am înțeles că e tot mai face colectări, dar face chiar și o mămică a fost o jalbă, dar au spus să nu spun nimănui. Că fetița i-a murit și ei nici o capeică nici nu i-a dat și mai scurt nici la O mort nu i-a strâns dat. bani pentru copil. Da, o strâns bani pentru copil și mai scurt și mămica s-a dus în Germania și Deci nu-i primul caz. asta nu e primul caz, nu. Îmi pare rău pentru ce s-a întâmplat. O să încerc să o găsesc și pe ea, să-i cer o părere, un drept la replică, dar cred că trebuie să continuați, să nu vă descurajați și sper să întâlniți oameni mai de treabă, măcar pe viitor. Ne stăruim să-i găsim. Mulțumesc pentru încredere. Seară bună! Seară bună!